Bună dimineața, dragii noștri! Suntem pe TVR Moldova și TVR 3, suntem și pe pagina noastră de Facebook Live, așa că ne puteți urmări. Am avut noi un gând bun să revenim în ora a doua. Bine că am revenit, că de altfel ce făceau următorii nativi ai zodiacului despre care n-am vorbit? Plângeau, revoltau toate structurile, nu știu, de ordine, celor care se ocupă de moralitate. Da, că știi, oricum poți să dai un search pe Google și să vezi care e horoscopul, dar când citește Anatol și Mihail, atunci nu? Plus încă, în momentul ăsta poți să vorbești și ceaiul și cafeaua sau citești un ziar. Dar cum o citești? Citești un ziar, pentru că când e vorba de horoscop, chiar dacă citești ceva acolo, oricum se imprimă, oricum satelitul prinde câte ceva. Hai să continuăm cu leii, nu? Care sunt zodii de foc, destul de transparente și directe astăzi. Astrele spun că este posibil să intre în conflict cu o persoană din viața ta. Uneori spui lucrurile cu prea multă ușurință și reușești să-i rănești pe ceilalți, așa că încearcă să fii mai atent la sentimentele celor din jurul tău. Bine că ai menționat că este zodie de foc și să aibă grijă astăzi cu focul, să nu care cumva să aprindă manul decât trebuie. Nu, sigur. Horoscopul zilei de 11 aprilie 2023 spune că nativii din zodia Fecioarei petrec mai mult timp în familie. Este o perioadă foarte bună pentru a petrece mai mult timp alături de cei dragi. Îți vei dedica timpul și energia activităților pe care le poți desfășura împreună cu familia ta. Da. Armonia familiei tale este întreținută de tine. Foarte poate vine, știi, o fică rătăcită. Poate un frate rătăcit revine în familie. Sunt bine astăzi, și așa, sunt bine și așa, dar singură la părinți nu prea. Bun. Hai să vorbim despre nativii din zodia Balanțe, care astăzi au nevoie de mai multă înțelegere din partea celor din jurul lor. Riști să intri în conflict cu o persoană din viața ta. Acest lucru se întâmplă și datorită faptului că nu ești dispus să faci schimbări la tine, așa că ai nevoie de puțin timp singur pentru a-ți pune în ordine gândurile. Beton armat trebuie să mai faceți niște fisuri acolo. Și nici foarte strălucit nu e la Scorpion, am auzit. Ai auzit? Da. Hai să vedem ce zice horoscopul, că auzi una, poți să înțelegi alta. Vezi alta, da. Scorpion, astăzi spun că este o perioadă agitată pentru tine. Te-ai convins? Ai avut dreptate, uite că ce ai auzit într-adevăr se adeverește. Ai parte de multe momente frumoase alături de prieteni și cei dragi. Uite că aici e altceva. Este timpul să pui familia mai des pe primul loc. Ai tendința să te preocupi mai mult de responsabilitățile de la locul de muncă și să uiți de nevoile familiei. Așa că redresați-vă acolo unde e cazul. Da. Dar nu e nimic. Nu odată am repetat că este cineva care o să-ți aducă aminte că ai neglijat familia, ai neglijat cu oamenii dragi. Păi că tot așteptam telefonul tău, că tot așteptam eu acolo să mă feliciți cu ocazia anumitor lucruri. E și normal, e și firesc, dar mă gândeam ca să petrecem, că tot am văzut că horoscopul e axat mult pe familie astăzi, putem să facem ieșiri în aer liber, activități, tot felul, chiar în interiorul Republicii Moldova, știi? Pentru că sunt o mulțime de lucruri. Da, da, faine. Da, mai ales că am auzit că deja a apărut un calendar turistic. Exact, cu toate evenimentele. 2023. Da, foarte fain. Și știm cu toții, Republica Moldova este o țară cu vinuri excepționale, cu bucătărie deosebită, tradiții frumoase, peisaje pitorești și nu în ultimul rând, cu internet bun. De ce să ne ascundem după? Internet bun, da, așa frumos. Detalii despre o nouă campanie de promovare a turismului în preajma sărbătorilor pascale aflăm de la Elena Stepanov, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Așadar, în foarte curând, foarte scurt timp, veți da, pe 13 aprilie, cred că veți da start campaniei de promovare în apropierea sărbătorilor de Paști, chiar la punctul de trecere a frontierei Leușeni, acolo unde diaspora revine acasă de sărbători. Exact, da. De obicei, de ce se sărbători diaspora revine acasă, să stea aproape cu familia, cu prietenii, cu cei apropiați? Sunt niște sărbători așa mai călduroase, mai bine de petrecut lângă cei dragi. Astfel, noi ne propunem să avem o inițiativă să îi întâmpinăm la frontieră atunci când revin ei acasă. O să aibă parte și de o surpriză, o să fie înmânate aceste minunate semne de carte, așa într-o tematică de Paște. Care funcționează, le-am verificat. Au QR codul pe ele imprimate. Da. Exact. Poliția de frontier a lansat acum platforma E Permis, care permite accesarea permisului de aflare în zona de frontieră mult mai ușor și astfel ele nu sunt doar și frumoase, dar și utile. Da, puteți să le arătăm așa la cameră să vadă. Da. Au QR codul ăsta care permite... Bun venit acasă. Welcome to Moldova. Pentru cei care poate uita limba română. Exact. Pentru cei din diaspora care vin cu prieteni din străinătate. Exact. Noi lansăm această campanie împreună cu Ministerul Culturii, cu Proiectul de Competitivitate și Reziliență Rurală finanțat de USAID și Poliția de Frontieră. Este o inițiativă frumoasă care noi o continuăm an de an. Lansăm astfel de inițiative și la campaniile de Crăciun și campania Hai la mine acasă, care are loc în august. Cunoașteți cu toții, când diaspora la fel revine acasă și vrem să întâmpinăm cu noutăți noi și cu facilități în turistice, unde pot
să-și petreacă timpul, ce pot vizita și tot așa. Aici, la fel, venim și cu noutăți din turism, ce ar putea ei vizita, unde ar putea să-și petreacă timpul cu familiile, în ce zone mai liniștite, datorită inițiativelor noi care apar, de fapt, în turism. Și sper că o să-i bucurăm. Cu siguranță. Despre inițiativi noi, hai să ne... Da, să ne informăm și noi, pentru că există proiecte noi care sunt menite să promoveze tot mai mult imaginea țării. Exact. Sunt, în primul rând, aceste proiecte sunt posibile datorită celor care au inițiativa de a crea, de a deschide o pensiune nouă, de a crea o zonă de agrement în diferite regiuni ale Moldovei. O cramă mică sau... Nu doar o cramă, o zonă de glamping. Glamping, stați că e interesant. Vrem să descifrăm. Glamping ar fi camping cu... Exact. Cortul care are în interior și pat. Și condiții. Da. Avem astfel și în zona de Codri o zonă de glamping unde poți să mergi cu prietenii sau cu familia să te recreezi. Ai toate condițiile în sânul naturii și e ceva frumos și interesant. Noi, de fapt, am mers și la expoziția Moldexpo Turism and Travel, da, 2023, împreună cu membrii noștri care au arătat acele facilități din, pentru recreere la noi în țară, pentru sport activ, pentru turism activ, pentru turism mai puțin activ, dar cu imagine frumoasă, pitorească, cu alte activități, precum masterclass-uri. Vorbim de acel eveniment unde și Georgia și România au prezentat... Exact, ofertele lor turistice, da. Ați împrumutat ceva de la ei? Ceva, nu știu, ofertele lor? Noi suntem în colaborare de mult cu ei, deci nu este ceva nou. Am mai mers la 5 expoziții anul ăsta în primele 3 luni, deci ne-am mai întâlnit. Ați avut șansa să adunați câte ceva de acolo și uite că să fie incluse în programul propriu. Și avem și colaborări cu ei deja și astfel avem un schimb de experiență mai mult. Vedem acolo agenda pomul vieții. Exact. Aceasta este agenda evenimentelor despre care ați menționat mai devreme. Este una super utilă, cum ați spus. Da? Aici sunt 40 de evenimente cultural-turistice. Așa. Care atrag nu doar oamenii din țară, dar și turiști de peste hotare. Adică și festivaluri, pot să fie concerte. Exact. Aici sunt evenimentele care atrag minim 3.000 de persoane, 3.000 de vizitatori. Mai sunt plus 15 evenimente pe varianta digitală. Am înțeles că s-a extins numărul acestor evenimente, acestor inițiative, care sunt evenimente create de către vinării și alte organizații. Astfel, aceste evenimente devin tot mai populare. Da. Și tot mai atractive pentru turiști din toate țările, inclusiv și pentru noi. Și astfel noi încercăm să-i promovăm, ne dorim asta și credem că la anul numărul lor o să părească și mai mult. Așa da, uite, văd acolo până în decembrie, așa cum am și menționat un pic mai devreme și chiar cineva ne întreabă când va fi ziua vinului. Și este stabilită o dată? Da, este primul weekend de plin al lunii octombrie. Deci ar fi 7-8 octombrie. Suntem informați, ca să știm, să ne pregătim din timp și care e cramele. Adică... Care eveniment aduce cel mai mult turiști? Evenimentul de operă în aer liber. Vara, care e... Da, a treilea weekend al lunii iunie și, desigur, ziua vinului. Ziua vinului. În același timp, ca toți suntem în preajma sărbătorilor de Paști, vorbim și despre turism mănăstiresc inclusiv, un soi de pelerinaj, pentru că și în Republica Moldova avem mai multe mănăstiri la care putem merge. O zonă pe care o știam destul de populară în acest sens este cea a Călărașului, unde există mai multe tururi chiar organizate, nu? Exact. Și ele sunt combinate în mare parte de hiking, de drumeții. Deci poți face o drumeție mai scurtă, poți ajunge vizita o mănăstire, după care merge la o casă muzeu și tot așa. Deci astea sunt niște inițiative care tot se dezvoltă și apar fiind un punct, cel mai înalt punct din Moldova, care se află la fel în regiunea respectivă. De la el nu departe este zona de glamping, cam la 5 km, s-a decis să se creeze un traseu. De ce să nu marcăm un traseu pentru drumeție care ar conecta aceste zone? Și după care, după ce faci drumeția, în pat, așa, în pat, la glamping. Obosit. Dar nu ești foarte obosit, că e așa mai scurt tot traseul. Dar oricum, fiecare zona a Republicii Moldova are particularitățile sale, exact. Da? Și gastronomia, și vinificația, și peisajele, inclusiv autentice și absolut firești. Dacă ar fi să ne dați, nu știu, câteva trei motive sau un top 3 avantaje pentru inclusiv turiștii străini, dar și de la noi, oamenii care, de ce ar trebui să viziteze interiorul Republicii Moldova? Prin ce suntem diferiți față de alții? Ospitalitatea este pe primul loc, gastronomia. Internetul. Da, internetul. De asta și invităm. Avem o inițiativă, am avut o campanie să invităm pe cei care pot să lucreze la distanță să vină să o facă din Moldova, doar ce avem internet de calitate foarte bună. Deci, efectiv, de ce nu? De ce nu să o facă? Să-mi bine plăcutul cu utilul. Astfel, gastronomia, cum ați menționat, vinurile efectiv și cultura.
Și ar fi bine să înceapă oamenii. Dacă încep cu gastronomia, nu cred că ajung la internet să lucreze de la distanță. Da, hai să lucrăm, spunem și așa. Lucrăm, avem internet bun, după care ne odihnim. După da, care o alegem pentru weekend mai mult. Da, deci da, fiecare cu programul lui. Mai ales că fiecare regiune la noi, cunoașteți că și are tradiția și cultura ei și gastronomia este diferită de la o regiune la alta. Și asta și mai sunt oameni de zice, nu mai respecti, hai chiar acum, hai, gustă și de la mine, gustă și de la mai soție. Mai un păcărel de face doar preotul, știi, este așa o vorbă. Exact, dar ceea ce mi se pare extraordinar este, de exemplu, atunci când vin turiști din străinătate, nu contează din ce țară, și se apucă de făcut, de exemplu, plăcințele, o anumită pensiune. Turismul ăsta, inclusiv experimental, de experiență, în care poți să pipăi anumite să lucruri gătești. Și să... Da. Asta mi se pare, cu asta atragem, nu? Pentru că... Da. Spuneți-mi, vă rog, de la an la an, iată interesul turiștilor străini față de turismul din Republica Moldova. Cum a crescut el? Considerabil. Deci avem un număr în creștere de turiști, hai să zicem, practic jumătate în ultimii 3 ani. Interesul lor crește, mai ales că ei deja vin cu familiile lor și vor să stea în familie, deoarece gazdele pensiunilor în mare parte sunt proprietari, sunt familiile. Și astfel ei vor să trăiască această experiență de familie, de căldură, de a găti, de a culege struguri, de a face vin și tot așa. Dar turismul de aventură, la capitolul ăsta cum stăm? Avem și birdwatching, știu. Da, avem și kayaking-ul, avem și sapul, stăm foarte bine. Acum stăteam și mă gândeam că nici eu n-am fost neapărat prin toate, iată, n-am făcut kayaking. Așa că pot să dau mulțumesc. Hai să vezi acolo, să însemn ceva, bifez. Mai ales că pentru emisiunea Wine Trips o să fie foarte util. Ia să vedem, deci iulie, mai, aprilie, 6 aprilie avem Expo. A fost deja. Da, și apoi următorul eveniment e în mai, da? Da. Care cred că va dura... Un forum mare. Da, a turismului, receptor și intern. Mate, Horse Racing Festival. Pe 6 mai, pregătiți-vă. Să știe toată lumea, exact. Da, mulțumesc tare mult. Anatola și verifica codul QR de pe semnul de care funcționează. Și veniți acasă, oameni buni, că totul este pregătit pentru voi, ca să revedeți și să descoperiți noi obiective turistice. Așa este. Noi vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi. Ne-am ales cu cliente, cu informații utile, să știm unde să mergem și cum să ne facem agenda. Vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim. Da, gata, noi suntem înarmați cu toată informația, potrivit, acum deja să ne găsim timp. Asta zic, că tu te lăudai că nu știu unde o să te duci și la ce eveniment, dar nu știu dacă ai neapărat vreodată timp liber. Niciodată. Niciodată. Nu mi-a dat și ocupat eu omul, că na. Am vrut să știu totuși asta, ca să ne explici ce înseamnă pentru tine timpul liber și cu ce îl umpli atunci când totuși îl ai, pentru că îmi imaginez vreodată... Băi, e un pic acolo așa. De timp liber, ce să zic, acord timpul liber unor pasiuni de mele, iată, bună oară citesc, iar uneori scriu, deși asta tot e o muncă, până la urmă, pentru că s-ar putea, ce citește, scrii. Nu, pentru mine este o hrană pentru creier, ce mă alimentez. Mă alimentez și eu corpul ăsta care muncește foarte absolut, mult. Absolut, absolut. Te înțeleg perfect. Uite că timpul liber îți poate aduce întâmplarea unor lucruri minunate. Așa este și a fost și cazul Anastasiei Prăteca, care a descoperit că poate face obiecte handmade. Eu zic să urmărim reportajul colegei noastre, Alexandrina Vrânceanu, chiar acum. Anastasia Preteca este mama a 2 copii și o meșteriță iscusită. Tot pe ce pune mâna se transformă în lucruri unice. De mică îi plăceau stofele și aplicațiile, iar în concediul de maternitate și-a dezvoltat această pasiune. Copiii au fost cu minți și am avut mult timp liber. Și am început așa cu încetul iarăși să cos ceva, să născocesc ceva. A început să coase costume de carnaval, după care a trecut la bijuterii, apoi la păpuși și jucării moi, iar acum atelierul meșteriței este plin de lucruri minunate. Cu bijuteriile am început, îmi plăcea să asortez petricele, mărgelușele, dar cel mai mult îmi plăcea să lucrez cu țesăturile. Și făceam diferiți cerceluși, mergeluși, din țesături, din diferite. Cel mai mult îmi place să lucrez cu țesătura de pluș. E așa, este foarte plăcută și de fiecare dată, chiar când vrei să faci tot aceeași, să primești tot timpul ceva diferit, complet. Pentru jucării, eu nu știu, eu, de exemplu, sunt așa om că eu până mă iubesc desene animate și povești. Și de asta cred că totuși jucăriile sunt așa ceva ce...
tot timpul mă inspiră, adică diferite lucruri, și povești, și desene animate, și copiii mei foarte mult mă inspiră. Un vis din copilărie a fost să poată face ciocăluții din lemn, așa că având toate instrumentele la dispoziție, a învățat să cioplească lemnul reciclat și să-l transforme în adevărate opere de artă. Căluții mie îmi plac. Eu am și o colecție de căluți diferiți. Această păpușă din lemn am făcut-o dintr-o scândură veche reciclată, care a fost cândva un gard. Asta e dintr-o scândură de la un gard vechi. E reciclat, material reciclat. Eu iubesc foarte mult să lucrez cu materialele vechi. Această păpușă se numește În capul unui om. Adică omul poate să fie totul legat, strâmtorat, dar în capul lui poate să crească copaci și să zboare libelule. Figurinele și păpușile sunt create din hârtie prin tehnica papier-mâché, una dintre cele mai vechi. Materia primă se înmoaie, se prelucrează în mai multe etape, după care se modelează împreună cu un adeziv până se obține forma dorită. În 2014 am aflat că este așa un curs în Chișinău și m-am înscris la acest curs. Și am învățat să fac aceste păpuși din papier-mâché, din hârtie, adică din diferite materiale, nu doar din hârtie. Se folosește și țesătura, și hârtie, și lemnul. Eu le pictez cel mai tare, îmi place să le colorez cu creioane colorate ca tare. Eu niciodată nu știu până la urmă cum va fi rezultatul. Eu am închipuire, dar pe parcurs, când lucrez la această păpușă, de exemplu, se arată, nu știu, ea se cere singură, ochi albaștri, ochi verde, nu știu. Fiecare obiect este purtător de emoție și energie pozitivă. Fiecare lucru care este făcut manual de un meșter, el primește energia și, adică, depinde și în ce dispoziție, pentru că și păpușile și jucăriile poate fi uneori vesele, uneori triste, uneori îngândurate, adică cred că depinde și de starea mea sufletească. Pe lângă faptul că lucrările meșteriței bucură zeci de copii, acestea sunt apreciate și utilizate ca elemente de decor pentru diferite spații. Jucăriile sunt nu doar jucării pentru copii, dar sunt și pentru decor, pentru înfrumusețare, pentru o anumită atmosferă în locuință sau chiar și unde, n-are importanță unde se găsește în locuință sau în oficiu, în birou, nu știu. Ele redau o atmosferă, adică așa, specială, care redă starea sufletească a gazdei. Anastasia nu s-a gândit că activitatea ei de suflet poate deveni în timp o afacere. Cu timpul s-au strâns prea multe și am început să ies pe la târguri care se organizau pentru meșteri. Este apreciată, sunt mulți iubitori de lucruri excepționale, pur și simplu așa, nu ca la toți, adică ceva deosebit. Și deci da, este întrebat. Îi place să fie mereu în continuă dezvoltare și să învețe lucruri noi, astfel că nu se oprește aici, ci vrea să-și extindă produsele și pe piața internațională.
E o formă de artă asta, nu? E și asta un manifest prin care îți poți exprima emoțiile. Acum trebuie să ai și foarte multă răbdare, pentru că presupune și multă migală. Nu știu dacă fiecare... Dacă îți place, totul se face cu o mare, mare plăcere. Așa și este. Rezultatul final cel mai mult contează, că, pentru că te bucuri și pe tine și pe cei care urmăresc creația ta. Corect. Să știi că de foarte multe ori realitatea în care trăim ar putea ajunge subiect de istorie literară. Așa este. Și de curând scriitorul Ion Hadârcă a lansat volumul Ruinele și runele războiului, cronica primelor 101 zile de agresiune rusă. Avem plăcerea să-l salutăm pentru că domnia sa a venit în studioul nostru pentru a discuta despre carte. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața tuturor matinalilor, bună dimineața și mă bucur că ne-am întâlnit. Și noi ne bucurăm. Săptămâna patimilor. Așa este. Se spune că, într-adevăr, oamenii de cultură, inclusiv în vremuri complicate, vremuri grele, sau poate mai cu seamă, găsesc o modalitate de a-și exprima poziția și atitudinea. Este și cazul acestei cărți, care cu siguranță va rămâne istorie și ca obiect de predat, dar chiar dacă este trecută prin filtrul emoțiilor, consemnează anumite evenimente importante. Da, mulțumesc pentru întrebare și pentru invitație. Ambasadorul Ucrainei, excelența sa, domnul Marco Șevcencu, cel care a participat la lansarea de la Biblioteca Națională, a remarcat faptul că ar fi o carte care ar merita să fie în școală studiată pentru a cunoaște ce se întâmplă în jurul nostru. Și am căzut de acord într-un fel, nu m-am așteptat la o asemenea apreciere, dar după aceasta am privit-o și din alt unghi de vedere. Este o înregistrare a evenimentelor pe parcursul la 101 zile și am considerat lucrul acesta absolut necesar. Nu este o chestiune de creație literară, strict vorbind așa. Este mai mult o cronică. În sensul clasic al cuvântului, cronica unor evenimente de pe frontul cel nesperat în care sunt implicate forțele acestea ostile și apărătorii și în același timp și a tuturor celor din jur, celor care treptat s-au implicat în ajutor, în comentarii, în atitudini. Lucrul acesta a fost necesar să fie fixat pentru a vedea o evoluție, pentru a vedea totuși un tablou al evenimentelor și a le fixa și a încerca să înțeleg totuși ce se întâmplă realmente acolo, unde va duce toată această nebunie, acest război inimaginabil la început de secolul 21 exact. Și cu metode inimaginabile. Asta este, nu zic că războiul în sine este condamnabil, dar modalitățile acestea, noi înșine ne aflăm în război. Republica Moldova se află în război cam de la începutul independenței. Cu război înghețat, cu alte formule de război hibrid, de troli, de tot felul de forțe politice ostile care fac jocul pe cel cultural, absolut. Și mass media inclusiv, lucrul acesta se resimte sub toate aspectele. Noi ne aflăm într-un război, de aceea și am ajuns în starea aceasta de incertitudine, de nedezvoltare economică, politică. Abia acum ultimii ani și mai ales asta este, eu știu, impactul cel nesperat, neașteptat al războiului, că la un moment dat Moldova s-a trezit în același vagon cu Ucraina să fie acceptată, să îi se accepte calitatea de candidat în Uniunea Europeană. Da, domnule Hadârcă, de ce ați ales anume 101 zile, una zile? E o cifră simbolică sau s-au întâmplat evenimente cruciale? Eu cred că s-au întâmplat evenimente. Faptul în sine, chiar prima zi pe care am consemnat-o ca ziua cea mai neagră din istoria Europei de după cel de-al doilea război mondial și o zi în care au început să se manifeste și anumite forțe, anumite atitudini, deja erau așa în muguri, așa, în nuce, erau proiectate. Apoi a avut și o anumită dezvoltare. Atunci când vezi o coloană de tancuri neașteptată așa, deci, pornind înspre Kiev, un drum infinit așa, forțe declanșate, forțe ostile așa declanșate,
împofida tuturor normelor internaționale, împofida tuturor acordurilor, așa, împofida faptul că, de fapt, sunt două popoare cu aceeași rădăcină slavă și, și iată, n-au găsit înțelegere, atunci îți dai seama că este, e un alt început de nebunie. Și încerci să-i găsești explicațiile, încerci să găsești mecanismele acestea. Ele s-au developat pe parcurs. Dacă la început era o derută totală a Europei, propriu zise, a Organizației Națiunilor Unite, care aproape jumate de an nu s-a auzit vocea ei. Deci cele mai importante mecanisme internaționale care aveau menirea, eu știu, elaborată de omenire după cel de-al doilea război mondial, să cheme la dialog în caz să că este un cheme la dialog, da. Să găsească soluții, să oprească toate aceste utilități, s-au dovedit a fi ineficiente. Și treptat a început a crește solidaritatea și asta umană. Eu mă bucur că poporul nostru, aflat în starea aceasta de sărăcie, de incertitudini, de problemele interne, a avut o deschidere excepțională. Dacă în primele zile se proiecta, chiar în prima zi, așa, un aflux de circa 10.000 de refugiați, s-a dovedit că afluxul acesta este de peste 100.000. Da. Și a trebuit să facă, administrația a trebuit să facă față, organele, oamenii simpli care se duceau acolo, chemau ajutoare, ofereau aceste ajutoare, aveau o deschidere excepțională. Dar s-au plecat atunci toți. Eu țin minte că am făcut câteva interviuri cu interpreți care ajutau... Da, și din domeniul cultural. Exact. Și din domeniul... Nemaipomenit. Deci, și lucrul acesta a trezit un val de empatie pentru Republica aceasta, pentru statul acesta care se zbate în convulsiile sale de atâta vreme ca să totuși să se afirme și să revină în matricea sa europeană și românească, bineînțeles. Da. Așa este. Noi, colegii noștri de la știri, au fost prezenți inclusiv la evenimentul de lansare a cărții. Am văzut mai multe persoane, oameni de cultură au fost și au venit cu recenzii. Vreau să vă întrebăm o chestie curioasă. De exemplu, acum că toți suntem în era digitalizării, a rețelelor sociale, și dacă este ea util inclusiv pentru promovarea cărților. Este mai ușor, să zicem, Ionelei Hadârcă să se promoveze sau dumneavoastră acum pe rețelele astea? Nu știu, e sigur că pentru noi este o chestiune de măgulire, că deci are mai multă, Ionela, mă rog, are mai multă dexteritate și ea are și un auditorul ei deja format pentru care luptă și care îl menține, așa. Problemele acestea nu au fost în fața mea, nu au, deci eu am un cerc de prieteni, un cerc de așa de oameni cu care empatizez, ne cunoaștem de multe vreme și părerea lor este importantă. Ceilalți, sigur că deja ține și de un fel de management cultural, editorial, ca să fie promovată cartea. Nu cred că are așa un tiraj foarte mare, dar după solicitările, deja am multe solicitări la anumite colegii din raza orașului, dincolo, și probabil că va fi necesar un tiraj. Cu și fără internet, oricum, interesul este și aș fi spus mai devreme că să mă bucur, trebuie să fie predat și pentru elevi. Chiar, uitați-vă, de ce ziceam de fenomenele acestea simptomatice ale acestor primele 101 zile, dacă ar fi să luăm ziua de astăzi, da, un an în urmă, da. Apar noi focare pe harta războiului. Orașul Dnipro, Dnipropetrovsk, unul dintre cele mai mari centre industriale de pe Dnipro. Apropo, eu am avut multe cunoștințe, eu am făcut serviciul militar acolo, adică cunosc zona aceasta foarte bine. Zona centrală a Ucrainei a devenit ținta atacurilor. Au fost distrus complet cu tirul de rachete aeroportul din Dnipro. Sigur, au fost refăcut. Sursele ucrainene arată că în regiunea Kiev de curând eliberată au fost descoperite peste 1200 de cadavre ale civililor. Orașul Irpin, aflat la nici 30 de kilometri de Kiev, cândva înfloritor, este al treilea oraș descoperit ca victimă totală a acestui război. După Bucea, după Borodeanca, Irpinul. Și apoi a urmat astăzi Bahmutul, iarăși distrus, șters de pe fața pământului. Mariupolul,
Mariupol a fost pentru mine un șoc absolut. Rezistența acestor combatanți, luni întregi, fără ajutoare, fără hrană, fără lumină, fără... Deci a fost ceva inimaginabil, a fost de un eroism copleșitor. Să stai să urmărești doar, să vezi care ar fi consecințele, să vezi până unde merge lucrul acesta. Și chiar zilele acestea, ieri s-a transmis, s-a mai obținut schimbul de prizonieri. Încă vreo 100 și ceva de prizonieri din Mariupol au fost readuși acasă. După această carte urmează o altă carte scrisă, poate... Domnul ambasador mi-a urat să continui. Vă spun sincer că după cele 101 zile a fost necesară o pauză. Nu am putut rezista psihologic la ceea ce vedeam sub ochii mei că se întâmplă de la primele ore până la ultimele, să treci prin sine, să vezi, să analizezi, să confrunți. Când... Sigur, este o chestiune foarte, foarte complicată să treci totul prin sufletul tău și am simțit că este necesară o pauză, mai ales că unele lucruri deja aveau un fel de căpăta o rutină. Este greu să spui lucruri, să accepti lucrul acesta, o rutină a războiului. Dar, așa cum zicea secretarul general NATO, Stoltenberg, că, la început, că acest război probabil că va dura luni sau chiar ani de zile. Și cam așa se întâmplă, din păcate. Și noi totuși sperăm că va avea o finalitate. Este îngrozitor și a fost îngrozitor și este în continuare tot ceea ce se întâmplă, chiar și pentru toți cei care au urmărit aceste evenimente, dar mai cu seamă pentru cel care trebuie să le pună pe foaie. Și atunci procesul... Făceam aici niște analogii după elementele de pe insula Șerpilor. Acolo era o mână de oșteni care apărau ucraineni, care apărau, mă rog, depozitele lor și au fost amenințați de către cei de pe cuirasatul. Liderul flotei ruse din Marea Neagră să depună armele, da, că nu au nicio șansă. Și atunci unul din soldații cei ucraineni i-a trimis direct. Da, da. Și așa s-a întâmplat. Și au zis, uitați-vă dacă ei nu cunosc nici măcar literatura antică, pentru că această insulă este insula lui Ahile. Ea este o insulă sfântă și n-ai dreptul să te atingi de ea. Și asta și s-a întâmplat, de fapt. Ceea ce a spus ostașul rus, a spus prin gura lui, a vorbit Ahile, marele zeu. Bine, că în istoria noastră și Ștefan cel Mare a adus toate lupte și cu... Absolut. ...această insulă. Absolut, da. Și ea este într-un fel simbolică. Da. Nu doar ea, tot litoralul Mării Negre, până la Herson, până la Mariupol. Mariupol în sine vorbește despre păstrarea acestei identități inclusiv antice, grecești, și Hersonul, și Crimeea propriu-zise, vechea Tauridă, acolo am făcut serviciul militar cu foarte multe vestigii de civilizație antică. Cum, domnule, să mergi cu tancul, să destrui toate lucrurile acestea? Am fost șocat de faptul că în Harkov, lângă sub Harkov, exista un muzeu dedicat lui Tchaikovsky. Acolo Tchaikovsky avea dorința, eu știu, preferința, deci un fel de refugiu să vină să creeze. Și s-a creat muzeul dedicat lui Tchaikovsky. Și ce s-a întâmplat? Au venit barbarii aceștia ruși și au locuit cât au locuit acolo și au distrus absolut totul. Și mi-am dat seama că, de fapt, pentru ei nu există cultură, nu există civilizație, n-au de unde să cunoască lucrurile acestea. Și noi ne amăgim pe noi înșine atunci când zicem, da, domnule, dar există marea cultură rusă. Niciun efect nu a avut această cultură mare rusă asupra ăstora care luptă. Am văzut în perioada stalinistă ce s-a întâmplat, exact, cu toată cultura. Noi vă mulțumim mult și vă dorim o odihnă plăcută, deocamdată să aveți așa o pauză și da, o săptămână de refacere și de acumularea forțelor și de gândire a celor sfinte și inclusiv și a celor care împărtășesc valorile acestea, valorile noastre, valorile culturale, valorile creștine și poate că va ajunge, le va ajunge până la urmă cugeți celor care acum în zilele acestea creștine, declarându-se ortodoxi creștini, totuși luptă și distrug orașe și continuă să distrugă orașele. O săptămână luminată. Luminate. Mulțumim și dumneavoastră. Într-adevăr, săptămâna mare este o perioadă de încercare pentru cei mai mulți credincioși. Da, preoții recomandă oamenilor să țină post, să se roage mai mult și să fie mai bun pentru a se bucura așa cum se cuvine de învierea lui Hristos.
Săptămâna Mare, numită și Săptămâna Patimilor, are rolul de a-i pregăti pe credincioși pentru învierea Domnului. Presupune o împăcare cu toată lumea, cu tine însăți, cu sufletul tău, cu cei din jur. Să facem bine, să dăm din puținul nostru și la alții și să credem în Dumnezeu. Mă gândesc cam ce am greșit în viața mea și în săptămâna asta cât de cât să încerc să-mi aduc așa un pic de recunoștință pentru sufletul meu și să fac tot posibilul, da, să-mi îndrept ceea ce am greșit. Așa gândesc eu. Este firesc să întețim și rugăciunea și postirea noastră, pentru că Domnul suferă pentru noi. Acum suferă pentru greșelile și pentru păcatele lumii în general. Noi suntem indiferenți, suntem copiii Lui și îl doare și acum. Și îl dor rănile în piroane într-un mod foarte real pentru toate căderile noastre. În Săptămâna Mare, Biserica rememorează ultimele zile ale lui Hristos pe pământ, înainte de răstignirea și învierea Lui. În timpul acestei săptămâni, slujbele utreniei se săvârșesc seara, deniile, conform obiceiului vechi, care spune că ziua începe la apusul soarelui și se sfârșește la apusul soarelui din ziua următoare. Acestui urcuș spiritual din Săptămâna Mare culminează cu ziua de vineri, când este răstignit Fiul lui Dumnezeu. După ce, iată, joi seara, se citesc în biserică cele 12 evanghelii mântuitoare ale supliciului pe care l-a răbdat Domnul Hristos pentru noi și a întâlnirii noastre reale, sfinte și netrecătoare cu Fiul lui Dumnezeu Hristos. Pentru gospodine, Săptămâna Mare începe cu ritualul curățirii casei. Pimenești casa, este o întreagă forfotă în gospodăria tradițională. De joi încolo, însă, lucrurile intrăm în pregătirile care anunță marele mister al învierii Mântuitorului. Femeile au multe treburi, trebuie să roșească ouăle. De asemenea, se face Pasca, celălalt element primordial al sărbătorilor pascale. Bucatele vor putea fi mâncate după slujba învierii, atunci când se încheie și postul. Nu puteam încheia această oră de telematinal fără a veni foarte repede cu niște evenimente din calendarul istoric. Da, partea a doua a calendarului istoric, Ziua Internațională a Celor Eliberați din Lagrele de Concentrare Fasciste, este marcată astăzi, instituită la inițiativa Uniunii Internaționale a Asociațiilor de Luptători Antifasciști în 1966. Data de 11 aprilie a fost aleasă pentru această sărbătoare, deoarece pe această zi, în 1945, trupele americane au eliberat lagărul de concentrare de la Buchenwald, situat în Germania. Care an organizațiile de veterani și grupurile de supraviețuitori organizează evenimente și ceremonii pentru a comemora această zi prin adunări publice, depuneri de coroane și discursuri. Obiectivul principal al acestei zile este de a atrage atenția asupra importanței păstrării vii a istoriei și de a promova toleranța și împotriva extremismului și a discriminării. În felul acesta mai avem un eveniment din 1970, să tragem. Da, de la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, NASA lansează misiunea lunară Apollo 13 cu Jim Lovell, Jack Swigert și Fred Hayes la bord. După explozia unuia dintre cele două rezervoare de oxigen din modulul de serviciu, a treia aterizare pe lună trebuie să fie abandonată. Cei trei astronauți sunt aduși în siguranță înapoi pe Pământ într-o operațiune de salvare care a primit atenție mondială. Echipajul a trebuit să se mute în modulul lunar, care era mai mic și nu era echipat pentru aterizare, și să-și folosească resursele pentru a supraviețui și a se întoarce în siguranță pe Pământ. Astronauții au reușit să se întoarcă în siguranță pe Pământ la 17 aprilie 1970. Totodată, misiunea Apollo 13 a fost subiectul unui film de succes din 1995, vedem chiar acum câteva cadre la ecran, intitulat Apollo 13, regizat de Ron Howard și avându-i în rolurile principale pe Tom Hanks, Kevin Bacon și Bill Paxton. Așa este. Și mai avem unul pe listă. În 1905 există un eveniment legat de principiile George Valentin Bibescu. Da, el având și sarcini diplomatice, a întreprins împreună cu soția sa și cu vărul său Emanuel Bibescu și cu alți prieteni așa o mică expediție cu automobilul în Persia, traversând Rusia, Crimeea și Caucazul. De la mică s-a transformat la mare. Da. Cele trei automobile decapotabile au pornit în cursă de la Galați și au ajuns la Isfahan, fosta capitală a Persiei, în luna iunie. În cartea publică
publicată de Anet, călătoria a fost prezentată ca fiind prima expediție automobilistică intercontinentală din lume. Wow, ia uiți, și la întoarcere, Marta Pivescu a scris cartea Cele 8 paradisuri, fiind impresionată de cele văzute în călătorie. Cartea, scrisă la doar 22 de ani, a fost premiată de Academia franceză și a propulsat-o pe prințesă în rândul celor mai apreciați scriitori ai vremii. Uite așa, acum scurt pe doi, vă spunem că revenim în ora a treia, pentru că mai avem invitați, nu? Așa că stați aproape.